dragii mei. Băi, astăzi începem o zi, să vedem așa, de calvar. E dimineață, e ora 7:20 și plecăm spre servici. Da, suntem cu șeptica, cu mașina de 7 tone, pentru că aseara am venit cu ea acasă. Am avut un transport de făcut aici, în zona de unde stau eu. Și, na, am putut să rămân acasă cu ea. Ideea e, mă uit că trebuie să fiu atent, să mă uit în oglinză aia, să văd și eu unde dau, ce fac. Așa mi se pare normal, o să mă asigur cu întoarcere acum. Am reușit să îmi achiziționez, v-am spus că bănuții care îi fac cu ajutorul vostru, încerc să îi cheltui tot în zona asta, adică vreau să iau, să mă folosesc de lucruri care mă pot ajuta pentru a reda o calitate mai bună a imaginii, a sunetului și așa mai departe. Așa că am luat un încărcător de baterii GoPro. V-am spus că am o problemă cu bateriile din cauza că am doar o baterie. Mi-am mai luat eu două de astea no-name-uri, dar nu fac nimic. Țin un sfert de oră cu bateria încărcată full. Așa că am cumpărat un încărcător original și încă o baterie. Asta face că putem să încărcăm bateriile foarte repede. Putem să ne folosim de GoPro în adevăratul sens al cuvântului, pentru că putem face o filmare cap-coadă, adică nu mă duc la o descărcare și stau cu gândul, bă, trebuie să opresc că nu mi-ajunge bateria ca să filmez toată descărcarea și bla bla bla. Acum avem soluția, o să fie super, 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 super ok. Sper să nu mai pierd cadre bune care, eu știu, ar putea fi interesante pentru voi. Și pentru asta vă mulțumesc vouă, pentru că m-ați sprijinit și mă sprijiniți în continuare. Da. O să punem aici, ca să nu ne încurce, l-am avut în buzunar. Așa că îi dăm drum. Hai să vedem ce iese astăzi. Pentru că deja am plecat la job și mai avem un pic și ajungem. Nu prea departe suntem de job. Așa că, veți, revenim. Am ajuns în mașina mare. Prima cheie, prima cursă. Hai că începem. Bă, trebuie să ducem două legături de fier. De fapt, sunt trei, deci să avem două transporturi. Bă, n-avem cum să ducem trei legături sus acolo. Să vedeți că se lasă destul de serios ăsta. Deci avem foarte mare grijă. Încă de acum câteva zile, eu am spus
spus, trebuie să fac la o goane niște chestii, pentru că pur și simplu din cauza greutății, o să vă arăt eu imediat când o să mergem jos, efectiv s-au și-au dat drumul o bloane. Și trebuie să dăm niște găuri, să scoatem niturile vechi și să băgăm alte. O să fie o să fie un pic de treabă, dar nu avem timp să facem astăzi chestia asta. Ne bazăm pe schelet. O să vedeți în momentul când punem legătura, să vedeți cât se lasă și cât de mult forțează obloanele. Asta ca să înțelegeți cât stres am eu în momentul când merg cu fierul deasupra mea, pentru că fiind și cald, fierul se moaie oricum la temperatură, nu mai are aceeași rezistență și se simte că e un pic mai flexibil. Atunci, da, sunt stresat când am 3 tone deasupra mea pe o parte și 3 tone pe cealaltă, sincer să fiu, stau un pic în dubii, dar o să vedeți mai exact despre ce e vorba și să vedeți că, într-adevăr, nu e chiar așa de ușor. La mine e buba. Bă, avem aer condiționat, am uitat să vă spun. Mi-am băgat aer condiționat, i-a zis șefa, nu se mai poate, e belea, intră praf în mașină. Adevărul că intră praf, obiți. Auzi cât am prăfălău și dacă n-am geamurile închis, eu iau, m-am săturat de făcut curată mașină. De jos! Am două legături de pus și plec, eu imediat plec, de asta zic. E un om care tot vine de la noi și mai încarcă pentru nu știu ce clienți. Pornim și noi macaroana, o pornim, că trebuie să punem doar legăturile. Așa. Hai să ne dăm jos. Fii atent acum, macaragiu vieță. Ia să-l vezi și mă ia la tură. Ce faci? Acum doar la pedală. Dracu' tu. Vorbește frumos, nesim, porcule. Ei legăture. Păi da, dar nu le n-ai cum să le pui pe toate trei. Pune-i două și vedem cealaltă, poate mai legăm cu ceva, știi? Ce e, țigani? Ce-ai zis, ei? Pornește macara și treci la treabă, ei. Hai să mergem, tinge un pic. Acum o să vedeți voi o încărcare cum să faci. Ce faci, Sei? Păi tu stai cu el în mână. Păi da, dacă nu vine să-l iei. Auzi? Dacă dădeai drumul la cârlii, venea să-l iei. Sunt trei, punem una pe o parte, una pe o parte, cealaltă o să rămână la a doua tură. Și nu te mai uita așa oră la mine, Acostic. Filmează direct? Da. Da. Nu. Nu. Puneți mâna la treabă și lăsați răjeala. Eu v-am zis că-s dracu. Ei, și acum o să vedeți voi, dar de fapt o să vă arăt pe partea asta la altă, ce se întâmplă când se pune legătura. Facem ție și la magaragiu. Stai așa. Stai! Ai grijă acolo. Stai. Hai. Hop. Jos. Bun, ziceam că ia uitați-vă. Oblonul are niște nituri aici.
Și din păcate, mai am doar 3. Tot sarnii, tot din cauza că în momentul când se pune legătura sus acolo, se lasă foarte mult. Și așa e curbat, ia uite. Ați vă uitați voi acum cum se lasă profilul ăsta unde se așează fierul. Păi vine așa! E bun. Lasă-o, nu contează, vedem, poate se așează. Dă-i. Dă-i. Păi bine, mă! Ha! Și să un pic antena asta. Da, băieții cred că eu filmez ca seara lui șeful. Ei cred că noi suntem live acum. Numai tu ce ești, e? Ia uite la... Japonia! L-am prins! Mamă, ce fain l-am prins! Vai, cum s-o dus! Mamă, cum s-o dus! Băi, noi îi spunem piticul porno. Da. Băieții spuneau pinguinul. Bă, băiatule, ce s-a dus, mă? Ce s-a dus jos? Ora 8 fără 2 minute. Și noi deja am încărcat prima mașină. Băi, dar ce frumos o dus, ei. Băi, n-ai putut să-mi faci un cadou mai frumos de atâta, n-aveai când să-mi faci. Deci dacă n-am sărit când ați mă uitat la filmarea asta, chiar că m-ai făcut, cred că să-i arăși lui șeful. Să dăm un pic la o parte și după aia mergem după factură. Că încurcă, trebuie să tragă și băiatul ăsta să încarce. Ne uităm un pic ca să nu facem vreo nefăcută. Cam asta e. Bă, mașina e bine, de când am băgat aerul condiționat. Adevărul că e altă treabă, frate. E altă treabă, m-am chinuit mult fără aer. Da, hai să oprim motorul și să mergem la birou să luăm actele. Curge apă de la aer condiționat. Ca idee, vreau să vă arăt cum e și în partea ailaltă. Ați văzut toblonul ăla? Nu are. Și asta trebuie să fac foarte repede pentru că risc să... Ia uitați cât e de lăsat. Și la fel, e efectiv sărit. Trebuie să dau găuri. Să trag înapoi oblonul și să bag mitul. Risc să pierd oblonul. Nu e vorba de că nu cred eu că se rupe profilul ăsta, dar în schimb risc să-l pierd, să-l rup. Bun, plecăm pe cai, că se filmează. Cole, dacă mă recepționează, avem ceva la intrare în Iași. Liber, liber, colego. Da, mulțumesc frumos, colegul. Drumuri bune, numai bine. Și am plecat la vânătoare. Hai să vedem ce căprioare vânăm noi astăzi. Dacă vânăm. De obicei, noi așa credem. Hai că-i liber.
camionul din spate. A trecut bobițe, eu am legătura aia în spate. Știți că am o coadă. Și unul cu camionul a trecut, n-am mai așteptat. De obicei, bă, aștepți când vezi cât face ăsta viraj. Că eu în viraj mă întorc și te agăți cu legătura aia. Oameni inconștienți. Noroc că m-am uitat în oglindă și am dat mai repede, că altfel intra vițelul în legătură. Hai, băitan, treci. Treci, băitan. Semnal frumos, elegant, corespunzător. Aici suntem în zona Rond Păcurari. Cred că știți că v-am mai arătat imaginea asta. Un domn care trece printr-un loc nepermis și e alb în cap. N-ai treabă, bobiță, n-ai treabă. Dacă îi spui, hai bă, treci de aici, știi? Că așa fac ăștia, așa, mai netate. Ce bă, te-am încurcat? Eu ce rip de un cărcaș ăsta? Bam, bam! Deci ăsta a avut doar niște țeavă, mă. Văd că niște țeavă și-a ridicat. Da, da, dragii mei. Hai, ne vedem acolo. Așteaptă, așteaptă leac, așteaptă leac. Grăbiește. Hai. Grăbiește, idiotule. N-ai treabă cu el. Ia uite și asta cum face viraj. Zici că are de tamai camionul. Bă, băiatule, dacă nu-ți jale ăștia, mă. Se grăbesc, mă, toți, mă. Unii dracu se grăbesc, mă. Uite unii se bagă. Uite unii se bagă. Nu că ești proastă. Doamne, ce înseamnă să fii idiotă. Stai tu acolo când n-are unde să ducă. Gura măsii de treabă și de tot. Oameni bătuți în cap. Bă-s nebun, parcă-s bătuți în cap, bă, frate. Vede că n-are unde să ducă. Să bagă acolo, frate, că el trebuie să intre acolo. Doamne, nu știu, parcă din ce în ce mai tâmpiți sunt oamenii ăștia, bă, frate. Nu pot să treacă, că l-ai parcat, da? Eu trebuie să intru pe stradă, nu am cum să mă dau la o parte, că atât ai drumul de lat. Greu, bă, domnule, e greu, bă, iatule, e greu. Oamenii ziua de azi e greu. Ia uite aici, trebuie să lăsăm fierul, bobiță. Tot ce vedeți aici a fost construit cu fier de la noi. Ăsta e cu fier de la noi, bobiță. Să fie dificil tare acum de dat jos. Să vedem. Intrăm cu spatele acolo, dar mergem un pic și tatonăm terenul, să vedem care e șmenul pe acolo și după aceea intrăm înăuntru. Punem și oculița în cap. Cred că n-am pus-o bine. Ha? Pus-o bine? Stăm cu
cu șepca pe căpușori și mergem până acolo. Vedem teren. Bună dimineața! Sârmile astea, dar dracu, dacă nu intră în cauciucuri, zici că... Da, hai să vedem. Să vedem, să vedem. Ce o să iasă? Bă, dar nu pot să-l uit pe piticul porno cum a căzut, mă, frate, mă. Bă, cum s-a dus ăla jos, mă. Da. Numai tu muci ești, e? Ia uite la... Japonia! Băieții, aferiți scândurile alea de acolo, vă rog. Nu, dar oricum mă obligă să ridic, n-am nicio legătură. Păi trebuie să ridic, că nu mă las să mă duc în dreapta. Dar un balcon. Aveți grijă la legătură, da? Aia doar cu ieții, scuții că...
Iată-o. Ha? Iată-o. Ce? Băietul. Da? Ia uite. Cu șantierul, ă? Foarte bine. Hai, întoarce-l acum. Ușor. Ușor, da, băieți, nu da tare. Hai, întoarce-l, întoarce-l. Hai. Hai. Nu o să stie, o să cadă, ai să vezi. Păi da, dar vine mie în stâlp acolo. Ei, ce ușor e, n-are nic. O căzut acolo? Stai, stai, stai. Lasă-mă. Dracu, a făcut ăștia, au aruncat lemnile. Grătară ăsta e omoare pe unii. Spune de prima așa și la grătarul ăla. Da, băi. Hai, noroc, sănătate! Mamă, ce răcoare și bine! Mamă! Da, am rezolvat cu descărcarea asta. Băi, e greluț, 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 ați văzut. Am avut noroc că am avut băieții aia sus acolo și au învârtit ei scândurile. De obicei leg cu funie sau cu Kinga ca să învârt. Pentru că e riscant. E riscant. Aici e bine totuși pentru că am putut să calez ca lumea, adică nu m-am încurcat nimic. Asta a fost ok. În principiu, cam despre asta a fost vorba în vlogul ăsta. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Și bine, mă uit pentru că trebuie să ies din curte și nu vreau să fac o boacănă. Da, așa cum spuneam, dragii mei, ne oprim aici. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Sper că v-a făcut plăcere, sper că v-a amuzat domnul Pinguinu, sau cum îi mai spunem noi, Piticul Porno. Și vă las cu încă o dată acea secvență monumentală acolo unde piticul cade. Bă, da, cade! Bum! Numai tu, ce este? Eu uite la Japonia!